Accidentele se țin scai de străzile capitalei. În data de 21 aprilie s-au produs două coliziuni violente în rezultatul cărora s-au format ambutăiaje infernale. Primul caz a avut loc în sectorul Buiucan la intersecția străzilor Alba Iulia și Onisifor Ghibu la ora 13 și 30 de minute. O mașină și un troleibuz s-au tamponat. Potrivit poliției, vehiculul de transport urban era condus de un bărbat de 38 de ani. Mașina era condusă de o șoferiță care a fost dusă la spital imediat după impact. Un alt accident a avut loc pe șoseaua Mâncești din sectorul Botanica, câteva ore mai târziu. De această dată, patru mașini s-au tamponat în lanț. În imaginile de la fața locului se vede cum mai multe mașini încetinesc deoarece este ambutăiaj în față, un șofer însă nu reușește să frâneze și prin urmare lovește mașina din fața lui. Din cauza că distanța dintre vehicule era mică, s-a produs efectul dominoului și încă trei mașini s-au pomenit avariate. Din fericire de această dată nimeni nu a avut de suferit, ambele cazuri au fost înregistrate, iar șoferii vinovați vor fi trași la răspundere conform legii.